make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la The Sims 4! Așadar, vom face serie cu acest joc și înainte să începem, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută să, pentru că mă va ajuta să continui această serie, voi vedea dacă voi veți fi de acord cu ea și mă va motiva și mai mult să fac mai multe episoade. De altfel, aș vrea să mai fac și alte jocuri. Mă gândesc gen la un Wolverine sau nu știu... Chiar nu-mi trece acum prin minte, dar poate, dacă vreți, puteți lăsa sugestiile voastre în secțiunea de comentarii și, de ce nu, o să vi le urmăresc, adică să vi le urmez. Să nu mai lărgim mult treaba, mai gata cum a sunat asta, mă rog să îi dăm drumul să ne creăm jucătorul nostru, omul nostru la The Sims. Ok, 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 n-avem nevoie de astea. More, hey, voce va fi una groasă, dar va fi un el dacă stau bine să mă gândesc. Swagger Walk. Da, îmi place acest mers, Swagger Walk. Iar numele nostru va fi Pulich Labinov. Este o combinație de nume rus și bulgar, Pulich Labinov. Da, e ceva frumos, ce pot să zic. Va fi activ, romantic. Așa. Ce se mai dă pe aici? Materialistic. Ăla-i tati, foarte bine. Ok, să-i facem și lui părul. Îi facem un păr de Pulich, zic eu. Mi se pare un păr ok ăsta. Vom pune brunețel, nu știu ce zic, aia se face totuși un păr frumos. Vreau să-l fac frumos dacă stau bine să mă gândesc, așa că îi dau o frizură, nu pasta are părul mic, vreau una cu părul mare. În moment, asta ar fi una dintre idei sau una dintre glume. Ia uite, asta e cu dungă, da, o locet în soare de pârnăiaș. E, pasta o să-i o las și cu o barbă mai mare. Tai ca părinte zici că ești, băi, aoleu, asta e părinte. Ok, nu îi voi da așa ceva, stați puțin să lucrăm din nou la părul său. Avea pe aici o altă freză. Îi vom da într-un final freza asta. Îi vom schimba și bărbuța, nu-mi place asta, nu-mi place, eu vom pune pe asta. Mie-mi place barba asta. Să îi dăm... alte sprâncene, zic, pastea ca ale mele. Bine, nu o să-l fac ca mine, vă dați seama. Nici nu vreau asta. Altă formă a feței. Asta mi se pare foarte bună, doar că mai al puțin. Bine, să vedem dacă vine bine, mai al puțin. Da, e mai ok. Dacă e normal, stă mai colorat la freza asta, deci așa o să-i o lăsăm. Se facem și corpul așa, mă face mai slab, dar cu o condiție fizică mai bună. Ziua va fi îmbrăcat în felul următor. Va avea pe el vreau ceva, nu știu, o geacă. Ce să-i dăm noi ziua pe el, tipului ăsta? Era pe aici, erau niște geci. Stați un moment, poate geaca asta nu-mi place. Hai, dăm ceva bun, o geacă frumoasă dacă îmi dai. Sau să-l îmbrăcăm elegant. O să-l îmbrăcăm elegant dacă stau bine să mă gândesc. Îi vă da așa. Și alți pantaloni. Să vedem acum ce pantaloni îi vom da. Prietenului nostru. Pulici. Hai ăștia. Și pe alb aș vrea. Puțin de ghei, dar merg. Sunt totuși cam, nu știu, cam nașpez. Poate ăștia pe alb. Și în picioare va avea ceva tot așa elegant, niște pantofi eleganți, aș vrea. Uite pe aici, poate găsi. Astea sunt sport. Mă, vreau niște pantofi eleganți cât de cât. Ok, să vedem dacă vom găsi. Uite, ăștia, dar nu de aur. Nu de aur, îi vom pune negri. Mi se pare drăguț și elegant tipul nostru.
Așa că să vedem ce mai facem. La petrecere va fi îmbrăcat în felul următor. Va avea așa, nu. De fapt, asta nu este la petrecere, este formal, scuzați-mă. Îi vom pune pe el un tricou de ăsta, nu știu, ceva gen de Sims. Habar n-am cum să-l îmbrac pe aici. Vom pune așa. Nu, este urât ăsta. Stați puțin să mai găsim pe aici ceva asta. Wow, zici că e contele Dracula în variantă neagră. Așa va arăta el formal, tipul nostru. Ca atlet, nu prea îmi place asta, o să-i dau ceva gen așa, da, să-i se vadă puțin și lui bicepsul, tricepsul și toate astea. O să las așa, nici în picioare nu mai fac nimic. Noaptea nu-mi place așa, îi vom lăsa ăsta și în ăștia să-i se vadă așa mușchiuleții, dar stați că mai avem pe aici. Chiloței, nu-i vom pune chiloței, așa că vom da X la sleep. Să vedem ce mai punem noaptea, cum să fie îmbrăcat tipul nostru noaptea. Așa, îi vom pune blugii ăștia, care sunt destul de drăguți. Și pe albastru sau știu eu, pe negru îi vom pune de fapt. Și vom schimba și culoarea acestui, așa, îl vom pune tot negru, îmbrăcăm la negru noaptea să nu se mai vadă deloc. Ce e el negru? Dar nici noaptea să vedeți voi dacă se mai vede. Să-i dăm pe ăștia negri noaptea, e destul de ok. La petreceri chiar așa va fi îmbrăcat, deci mi se pare super ok cum este aici, poate pălăria asta nu este ok, așa că îi vom schimba pălăria. Dar pe care să-i dau eu pasta, ce ziceți, merge, poate găsim altă culoare la pălăria sa. Oh, perfect, nu, mai bine renunțăm de tot la pălărie, așa va fi la petrecere, la totul și ar trebui ceva în cap, știu eu, însă nu știu ce să-i punem în cap. Mai bine îi punem o de asta, e beton, așa va arăta betonul la petrecere sau, deci nu-i mai pun deloc dacă stau bine să mă gândesc nimic în cap. Și așa va arăta la piscină, gen. Ok, să mergem mai departe să ne construim casa noastră. Vedem aici că ne putem alege un loc unde să stăm și poate că putem veni și aici la Streamlit Single la casa asta. Cred că de fapt o să ne facem noi o casă până la urmă. Vom fi pe cont propriu, pe barba noastră, cum se zice. Ok, deci să începem construcția casei, va fi una micuță, dar cu timpul o vom face din ce în ce mai frumoasă. Cred că este super așa, să vedem ce vom face, cum vom începe. Vom trage așa în felul următor, adică va fi casa noastră. Aici va veni o bucătărie foarte frumoasă, iar pe aici, stați puțin să mă gândesc, dacă aici va veni ușa pe aici, pe undeva, va veni gen de aici până aici. Cred că de aici vom începe camera noastră de joacă. Așa, foarte frumos. Bucătăria, după care urmează baia. Baia va fi o baie aparent mică, din ce vedem noi aici. Așa. Baia noastră și dormitorul va fi la fel, un dormitor mic, elegant, cât de cât, ce pot să spun, suntem și noi eleganți. Ok, am făcut așa corpul casei, să zic așa, acum să începem să băgăm chestii în casă, știu eu, să construim. Vom începe noi cu bucătăria și în bucătărie vom pune un aragaz ieftin și bun. Așa îmi place mie să spun, ieftin și bun. Un aragaz, vor veni două chestioare de-astea, două dulăpioare. Stați să vedem, poate găsim ceva mai ieftin și bun. Ah, nu, ăsta e cel mai ieftin și bun. Și le vom pune așa. Aici mai vine unul, aici mai vine unul. Deci va veni cam așa. Iar apoi un frigider. Un frigider care va intra mai pe aici.
destul de ok. Ne punem și un cuptor, ce să zic, ne vom pune și un cuptor să gătim pe el. Așa ne-am pus și cuptorul, o ghiuvetă ieftină și bună vreau. Mi se pare asta excelentă. Așa, ghiuvetă, mai avem de pus o masă, zic eu, pe care și niște scaune, unde vom mânca pasta. Iau cea mai ieftină și cea mai bună măsuță possible. și scaunele astea, nu, 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 astea sunt și mai ieftine și mai bune. Ok, aceasta este bucătăria noastră. Să zicem că mai avem de pus un coșuleț de gunoi, unul tot așa ieftin și bun. Îl vom pune în colțul acesta. Și da, aceasta va fi bucătăria noastră. Însă mai avem să o colorăm. O vom colora cu albastru pereții și pe jos vom pune noi o gresie, vă dați seama. Vom pune gresia, noi gresia asta vom pune pe jos. Tot așa albastră. Ia să vedem așa cum s-ar vede. Se vede chiar frumos, n-am ce să zic. Să ajungem și noi în baie. Să vedem, vom pune o oglindă oglinjoară, o vom pune pe asta. Pasta și pe albastru o vom lăsa. Așa, să dăm să fie dimineață sau de fapt zi, afternoon. Ok, am mai luminat puțin afară, am pus oglinda, ghiuvetă ieftină și bună, cum îmi place mie să spun. Vom mai pune și un prosop, nu știu, nu mai văd rostul prosopului. Nu cred că mai are rost prosopul, dar hai să punem totuși. Punem aici un prosop și va veni cabina de duș, va veni mai aici, iar toaleta noastră va fi așa. Foarte frumos, elegant, cât de cât poate putem să o dăm mai așa. Putem, nu prea putem, așa că o vom lăsa aici. Să colorăm și prin baie, dacă vreți. Vom pune așa un model de ăsta și pe jos vom pune tot unul de ăsta. Uitați, tot unul de ăsta. Mi se pare foarte drăguț. 64 de dolari ne-a luat doar asta. Dormitorul nostru, vom pune un pat de ăsta, ieftin și bun. Bun, o prostioară de asta, hai să ne punem și noi, nu, nu de asta mare, nu vrem de asta mare, nu ne place nouă asta mare, vrem una de asta mică, mică și frumușică, pe care vom pune totuși ceva, sau vom lăsa așa, nu știu, o vom să punem, mă gândeam pe asta cu cărți, dar ne punem un ceas de fapt, e cam scump, mă, nu ne mai punem ceas. Ne punem o oglindă mai bine decât să ne punem un ceas. O vom pune aici oglinda. Foarte bine. Mie mi se pare drăguț cum vine și oglinda. Așa. Acum ne vom colora casa noastră. Adică de fapt dormitorul nostru ne-l vom colora. Mă, vreau ceva tot așa pe albastru. Pe albastru și să dăm să colorăm toată asta. Acum să ne punem ceva pe jos. Ne vom pune un parchet normal și simplu. Ăsta mi se pare destul de drăguț. Așa, ne-am pus parchetul, ne-am făcut și dormitorul nostru pentru că nu văd ce mai avea de făcut decât camera de joacă, iar apoi livingul. Camera de joacă va fi în felul următor. Va fi așa. Vine o măsuță, normal, vă dați seama că ne trebuie o măsuță neagră. Vreau să fac ceva din negru camera asta. Pe măsuță va fi normal un PC, un PC care vine bine așa, un PC ieftin și bun. Vă dați seama că dacă e ieftin e automat bun, n-aveți ce să ziceți. Scaunul ni l-am pus foarte drăguț până acum. Ne mai punem și o bibliotecă, zic, o bibliotecă de astea pe perete. Să mai avem câte ceva, nici chiar așa. Un covoraș, nu ne mai punem un covoraș, ne punem o chestie de asta să plictăm, aș vrea. Să vedem dacă
Găsim ce avem pe aici. Sunt niște chestii chiar frumoase cu care să te joci, dar ban să ai de ele, așa că punem o chestie de asta. O tragem aici și să pictăm pereții camerei noastre de joacă. Vor fi niște pereți de ăștia. Mi se par ok, dar poate găsim și altă culoare. Nu, nu cred că asta este potrivită, culoarea potrivită. Și vom mai avea pe jos tot același model de parchet, care mi se pare iarăși super ok, nu ok. Mai avem minunatul nostru hall și totodată living. Și vine cam așa. O măsuță aici, pe care vom pune un casetofon din ăsta frumos. Oh, știi, vreau să pun niște boxe de-astea pe aici, prin camera asta de joacă. Vor arăta drăguț, vedeți? Mi se par ok acum. Am pus și niște boxe până la urmă. Ne-am pus asta, casetofonul. Vreau să mai pun două scăunele de-astea, care iar mi se par ok. Și unul așa. Iată, foarte, foarte drăguț. Ne punem și noi un dulăpior de ăsta pe care ghiciți ce ne vom pune. Ne vom pune televizorul. Foarte drăguț, foarte drăguț, dar cât de frumos poate să vină. Televizorul și o canapea, dar vom pune pasta canapea. Mie mi se pare frumos cât de cât, adică ne mai rămân bani frumoși dacă stai bine să te gândești și putem face multe chestii cu ei. Bine, vă dați seama că va trebui să ne luăm și un job asta automat. Să mai punem, zic eu, și un ceva, un tablou. Hai, totuși zic că merităm un tablou gen ăsta. Îl punem aici, nu? L-am pus? Nu l-am pus. Un moment, îl punem aici. Dar stai că văd că avem și alte culori, alte modele, dar îl pun pe ăsta, nu știu, nu mă interesează. L-am pus aici, tablou ăsta, să avem un tablou așa, nu de alta. Acum vom desena, vom colora pereții pe aici prin sufrageria noastră și totodată holul nostru. Vom pune o culoare de asta roșie, dar nu, aș vrea totuși ceva cu tot așa cu dungă, dacă se poate. O de asta așa, mi se pare drăguț. Și pe jos. Să vedem și pe jos ce vom pune. Pe jos zic eu să punem o de asta. E destul de ok. Am pus și pe jos. Iar acum să facem noi ușile și geamurile. Da, să facem ușile și geamurile, cum spuneam. Am pus ușa asta aici. Acum ușile prin casă vreau să fie cam așa, deci le voi pune pe toate la fel. Așa că să nu mai stau să mă complic, să aleg la fiecare asta cât un model de uși. Le pun pe toate la fel, ok, am pus și ușile prin casă. Să știți că au fost destul de costisitoare, cred că vedeți și voi. Geamurile mai avem acum noi, să le mai punem. Să vedem și ce geamuri ne vom trage. Niște geamuri de astea nu mi s-ar părea foarte urâte, poate astea mai lungi sau stați să vedem ce mai avem pe aici. Hai că totuși o să pun eu. Hai că îl pun pe ăsta. Dar sunt mari astea de fapt și nu prea îmi plac astea mari. La fel, ăsta e mare. Dacă le-am pune jumate, n-ar avea rost. Căutăm alte geamuri, alte geamuri, alte geamuri. Poate ăsta, așa, asta totuși vine mare, dar na. E mai așa, nu știu. Ar fi o soluție, dar poate cine știe, mă dau la niște de-astea mai micuțe. Bine că și ăsta e mare. Mai geamuri mari aveți, nu, pe aici. Vreau și eu ceva mic, ăsta e mic și cu ăsta. Ha, că le punem pe astea. Niște geamuri destul de ok, mi se par mie. Ne-am pus aici, în camera de joacă și aici. Să ne punem în dormitor două gemulețe de-astea. Pac, pac. Așa, pac. Pac, 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 mac, mac. Aici vom pune iară două geamuri de-astea în baia noastră. Da, baia noastră este asta.
Și cred că astea sunt geamurile. E bine, aceasta este casa noastră, dragi prieteni. Este o casă drăguță, mi se pare super ok, n-am ce să zic. Chiar pot să spun că sunt mândru de construcția care am reușit-o. Iată cum arată și prin exterior. Cum spuneam, o casă decentă, nici prea prea, nici foarte foarte. Acest episod tocmai s-a încheiat. Episodul următor ne vom căuta un joc și un job și vom vedea ce vom mai face. Așa că vă rog ca în următorul, pentru următorul episod să spuneți cu ce fel de job să ne alegem, ce fel de carieră să începem. Vreau ca și voi să aveți un impact asupra acestei serii, deci puteți să lăsați în secțiunea de comentarii părerile voastre și să alegeți voi un job care ați vrea să îl facem noi. Deci, acestea fiind spuse, eu am încheiat acest episod, am fost Ultra FIFA la balon, rămâneți cu bine și sayonara!